Purcelușa Peppa. Sunt Purcelușa Peppa. El e frățiorul meu, George. Ea e mămica Purcelușa. Iar el e tati Purceluș. Purcelușa Peppa. Spălăm la mașină. Tăticul Purceluș spală în această dimineață. Tati, ce tricou e acela? E tricoul meu de fotbal. Tati va juca fotbal după masă. Dar mai întâi trebuie să mă duc la lucru. Pe curând! Pa! Pa! Săracul tati trebuie să se ducă la lucru. Săracul tati. Haideți să ne jucăm. Da, să ne jucăm. Pepei îi place să sară în bălțile cu noroi. Lui George îi place să sară în bălțile cu noroi. Mămicii Purcelușa îi place să sară în bălțile cu noroi. Vai de mine! Mami, am stropit cu noroi tricoul de fotbal al lui tati. Nici o grijă, îl vom spăla. Îl spălăm cât ai zice pește. Tati n-o să știe că a fost murdărit. Să mai găsim câteva haine de pus la spălat. Oh, și rochița mea e un pic murdară. Mămica Purcelușa și George au mai găsit câteva rufe de spălat. Foarte bine, George. Punem hainele în mașină. Apoi o pornim. Mașina de spălat se umple cu apă fierbinte, cu săpun. Pliosc, 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 pliosc. Mașina de spălat cutremură întreaga bucătărie. Oh, Peppa, unde-i rochița ta? Am băgat-o în mașină. Poftim? Oh, nu! Privește, mami, rochița mea roșie e curată. Da, Peppa, dar uite ce s-a întâmplat cu celelalte rufe. Vai de mine, rochia roșie a Pepei a făcut toate celelalte haine roz. Rozul nu e culoarea potrivită pentru un tricou de fotbal. Tăticul Purceluș s-a întors de la muncă. Salutare, familie! Bună, tati! Tăticule Purceluș, am avut o mică problemă și îmi... Mai târziu, mămică Purceluș, trebuie să mă pregătesc de fotbal. Unde e tricoul meu? Aici! Foarte nostim, Peppa! E una din rochiile mamei, e roz. Nu, tati, e tricoul tău de fotbal. S-a murdărit un pic. Așa că l-am spălat. Și totul a mers anapoda. Scuze, tati. Dar nu pot să port tricou roz la fotbal. De ce nu, tati? Rozul e o culoare frumoasă. Tu ce crezi, George? Lui George nu-i place rozul. Iată-i pe prietenii tăticului Purceluș. Domnul Taur, domnul Iepure, domnul Ponei și domnul Zebra. Tăticul Purceluș vine la fotbal? Vine imediat. Echipa mea e în alb. Am nevoie de un tricou alb. Dar, tati, tu ai deja un tricou alb. Te rog, dă-ți jos haina. Vezi? Fantastic! Mulțumesc, Peppa. Salut, prieteni! Salut, tăticule Purceluș! Îmi place tricoul tău. Foarte elegant. Mulțumesc! Haideți să jucăm fotbal! Da! Bine! Gol! Ura! Hey! Tati, privește! Ți-ai murdărit tricoul! Desigur, Peppa! La fotbal, tricourile se murdăresc mereu! Tăticului Purceluș îi place să joace fotbal. Tuturor le place să joace fotbal, mai ales când se murdăresc de noroi. Au dublat în limba română Iulia Tohotan, Ion Ruscuț, Adrian Moraru, Lucia Rogoz, Carina Chereji. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.